De aceea când iese cu mașina, deși te vede cu motocicleta la 3 metri și iese în fața ta, zici ce a avut în cap, răspunsul este nimic. Salut, să rămână, să trăiți și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Salut! Ne-am oprit un pic să vă arătăm câteva peisaje banale din Croația. Drumul șerpuitor prin munte, muntele Sămeț, muntele Sămeț, cum se zice, Sămeț, muntele Colțuros, apa liniștită, lucruri banale pe care le vedem și la Cizlău, și la Dorohoi, și la Aiud. Și să pornim. Am pornit de unde, Marina? Din Topaci. Tuchepi, care ține de Marscala. Și ne îndreptăm către Zadar. Să rectific cu grijă afirmația ușor ironică referitoare la asocierile acestor locuri cu localități din țara mea de baștină. Și anume, două puncte. Îmi iubesc țara, iar formele de relief pe care le întâlnim la noi în țară sunt aparte și de asemenea spectaculoase. Doar că, așa cum probabil iar fac referire la afirmația unui urmăritor sau unui privitor de-al nostru care a vrut să comenteze și ne-a bucurat treaba asta, zicând că suntem de la câmpie, de-aia nu prea le avem cu serpentinele, nu le avem cu serpentinele, că mergem de 2 ani de zile, nu, nici nu ne-am apucat la 26 de ani ca la 29 să le știm pe toate. La vârsta noastră ești mai precaut. Nu știu, probabil că așa se întâmplă, odată cu vârsta devii mai precaut. Nu mai știu ce voiam să zic. Legat de comparația. Iar eu vreau să spun, fiind de la câmpie, deși am copilărit și la munte, în schimb sunt atras mai mult de mare. M-aș muta chiar și la noi la mare. Zic chiar pentru că la noi la mare nu-mi place apa, pentru că, după cum îi spune și numele, e neagră, e cu alge, e cu meduze, e destul de nervoasă. Dar ideea de a locui lângă mare îmi place foarte mult. Și de asta poate sunt mult mai fascinat de aceste locuri, aceste drumuri aproape sau deasupra mării, decât poate de drumurile din zonele de munte. De aici și încântarea mea ușor exagerată, care nu este mai puțin exagerată decât la vederea locurilor natale. Pe porțiunea asta mai mulți motocicliști decât pe toate celelalte. Da, din Italia probabil. Da, din Italia, că e la vreo 300 de kilometri, cred, Italia. Dacă ne încordăm puțin, sărim în Veneția. Nu ne vom încorda pentru că facem febră musculară. Pasaj, tunel. Lăsăm ochelarii. Dacă mă deranjează ceva faptul că n-am ochelari din ăla la vizieră, e asta, că la fiecare tunel din ăsta scoate ochelarii de la ochi, lasă-i așa pe nas ca o bunicuță, închide viziera, deschide viziera, pune ochelarii înapoi. Iar pe porțiunea aia de Serbia, ați văzut, erau foarte multe tunele. Dacă n-am frecat ochelarii ăștia de... Pe de o altă parte m-am obișnuit cu ei și eu îi țin și pe ploaie și pe... Numai noaptea nu îi țin. Mă chinuiam să citesc how nice și scria hoce liti putai. What? Că nu... Nu era how, era hoce.
Nu scrie totul în engleză, Eugene. Mamă, ce infrastructură au! Da, te duci pe o bandă și te întorci pe alta, probabil. Va fi. Podul pe care vi l-am arătat în episodul anterior, trecând prin Herțegovina, de fapt era un pod care delimita, din ce am înțeles, Croația de Bosnia-Herțegovina. Exact. Și este o rută a vechiului feribot, că de-aia eu m-am înșelat. Și se deschisese cu o zi înainte sau cu două zile înainte de a trece noi pe acolo. Deci am fost eu impresionat de pod, am fost justificat impresionat, pentru că este o construcție, un edificiu nou, o nouă realizare a poporului croat. Am ajuns pe malul mării. Adriatici. În față, da? Da. Pietoanele alea. Pietoanele se aștepte. Băi, dar cum arată munții ăștia pe aici. Stânga, da? Da. Mamă, mi-e frică de tine. Aici nu poți să faci nimic, frate. Am vrut să dau viziera jos. Să și băgară la burta goală. Bă, de nu poți să faci nimic. De-aia mă murim pe motocicletă. Păi cum e? Vina motocicliștilor. Bă, deci un gest. Nici secundă. Am ridicat mâna să duc, să trag, să închid viziera, că zic gata, am scăpat de ăla, mergem și noi un pic mai în față. Când am dus privirea la vizieră, el a și vrut să intre în fața mea. Nu mureai, da? Mai cădeai pe aici cu bagaje, cu... Omenirea, din punctul meu de vedere, nu a evoluat foarte tare. A evoluat tehnica. Adică, cel mult 5% din populație este foarte inteligentă sau a evoluat în cei 200 de ani, cum n-am evoluat toți în 2000, în 4000. Aceia din procentul ăla au făcut și mașinile, și televizorul, și telefoanele, și motocicletele. Restul doar le folosim, dar cu o capacitate intelectuală și de raționament și de înțelegere și de asimilare nu mult evoluată față de semenii noștri care acum un secol mergeau cel mult pe cal. Asta este punctul meu de vedere. Dați cu pietre. De aceea, când iese cu mașina, deși te vede cu motocicleta la 3 metri și iese în fața ta, zici ce a avut în cap, răspunsul este nimic. Nu a avut, nu te-a văzut. Nu a avut nici capacitatea să raționeze, îl pun în pericol pe celălalt. Nu s-a făcut această legătură. Asta este părerea mea. Încă o dată, coasta Dalmației. Am intrat în zadar. Până acum ce am văzut din zadar este varianta modernă a lui. Sau comunista. Da, se pare că și pe aici au construit. Cu siguranță și-au pus amprenta. Băi, de ce au ăștia așa o corelație a semafoarelor? Da, nici n-am realizat, adică ce-a fost asta? Da, ar fi invidios, Dicușor Dan.
Dar nu se poate mai rău decât asta, să mergi un metru, să stai 3 minute, iar să mergi un metru. Super corelate. Nu, stai cu cățelul acolo. Da. Spuneți un nu hotărât pietonilor. În stilul ăsta nu ne mai urmărește nimeni, Marina. De acolo nimic, de acolo nimic. La stânga femei. La dreapta femei. Femei. Și în față. Urcăm? Nu ți era dor să urci? Da. Chiar mă gândeam. Când mai urc? Da. Și în 750 de metri facem stânga. Dar unde e centrul acela vechi? Am trecut de el. Arhitectură de neuitat. Păi e acolo unde scria centru. Aha. Uitați că am ajuns și la cazare, dar până am parcat, până ne-am schimbat, până am mâncat, în zadar s-a înnoptat. Suntem pe podul care face tranziția de la nou la vechi. De la modern la vechi. Da. Deci eu n-am văzut atâta lume niciodată până acum. De unde am fost? De toată lumea asta. Mergem la acest... Se duce în centru vechi să viziteze? Planul marinarilor. Să vă mai arătăm și din alt unghi. Sincer, văd monumentalitatea acestor clădiri, dar am așa o senzație ușor claustrofobică. Nu prea îmi place, prea multă lume, prea înghesuit, nu știu. Poate aș vrea să le văd ca 25 noiembrie. Lumea multă, nu știu dacă o vedeți. Deci drumul până în zadar nu a fost în zadar. Atât pentru astăzi, ne tragem sufletul și ne oprim aici. Să fiți veseli și sănătoși, să ne vedem pe drum.